Eveniment deosebit organizat și în orașul Buftea, a noua ediție a Cupei Shaghi Arab, în cadrul căreia spectatorii au avut ocazia să admire superbele exemplare de cai pur sânge arab în 5 probe internaționale, s-a desfășurat în acest weekend. Cei prezenți la eveniment au putut urmări un show ecvestru pe cinste, realizat de sportivi și cai pur sânge din mai multe țări. Orașul Buftea a fost gazda competiției organizate de Federația Ecvestră Internațională și Federația Ecvestră Română. Autoritățile locale, Consiliul Județean și Ministerul Tineretului și Sportului sprijină acest eveniment în fiecare an. Ca în fiecare an, autoritățile locale au fost alături de Consiliul Județean și Clubul Sportiv Shaghia România în desfășurarea acestui eveniment. Ca primar al orașului Buftea voi asigura toate condițiile necesare desfășurării acestui concurs. Autoritățile susțin că astfel de evenimente trebuie susținute pentru locuitori. Comunitatea are nevoie de astfel de evenimente. Cupa Shaghia este un eveniment sportiv de excepție. Felicitări tuturor participanților, felicitări organizatorilor. Sunteți de la an la an mai bun și puteți conta pe sprijinul Consiliului Județean și pe sprijinul Primăriei Buftea. În cadrul competiției, oamenii au avut ocazia să admire exemplare pur sânge de cai arab care au participat la 5 probe internaționale. Sportivii au venit special pentru a participa la eveniment din Statele Unite, Ucraina, Bulgaria și România. Totodată au fost prezenți și oficiali din cadrul mai multor țări europene.